Vă mulțumesc tare mult că m-ați invitat într-un loc atât de cald și de prietenesc. Avem noi sufletele calde, asta e important. Bineînțeles și gândim la rece. Concluzia, anul 2010 a fost pentru mine poate unul dintre cei mai buni pe care am avut. Urma 2011 și mai bun. Normal. Bun, ne oprim aici și vom merge la telecabină pentru partea a doua interviului. Hai, Cosmin, să strângem. Da, da, am terminat. Dă drumul la muzică, da, e ok. Hai să ne grăbim să nu se întereze. Eu sunt fratele meu, aici e o tabără. E o tabără de bolnavi psihici. Domnul Ghiunter a venit, doctorul. Sunt vreo 200, dar nu sunt inofensiv. Și a zis că mai are nevoie de vreo 2-3 ședințe și se liniștește. Așa, aici da. În palatul de gheață sau ce? Nu, jos la Bâlea Cascadă. Sunt vreo 200, e o tabără. Oh, sunt ceva. Tot să fie. Nu e obligat. Haideți să mergem. Și cum e asta bine că e boală frumoasă. Hai să vedem cu camerele. Suntem ok? Care e prim plan? Asta e de prim plan, okay. Și acolo e general. Încearcă să fără un pic cu primul. Okay. Deci acolo general, deci asta, și acolo eu sunt bine aici. Mă ia și asta așa, da? Da. Okay. O să dăm drumul la interviu în momentul în care pornește telecabina ca să avem perspectivă. Da, nu mai pot de fix. Hai, bun, deci știm camerele cum sunt. Da. Bună ziua. Trebuie să-și ia tratamentul și trebuie neapărat să coboare cu telecabina asta. Știu? Dar noi avem o filmare, nu se poate să mai întârziesc puțin, doar cât ajungem noi în partea cealaltă. Foarte important să-și ia pastilele la fix, adică chiar nu avem cum să întârziem, mai ales că alte telecabine trebuie să așteptăm mult. Lasă-l, haide să mergem. Veniți puțin, să veniți puțin. Hai, Sebi, vreau să vă... Nu avem probleme cu dansul. Da. Păi, dar nu e nicio muzică aici, nu e o problemă. Am văzut dincolo că se exteriorizează. Da, nu. Dar nu fac nimic, nu scandal sau ce. Avem un interviu și vrem să iasă din prima... Da? Și dacă dar cine ia... Dar... Pe cap, dacă e și... Sper să nu fie cazul. Ia cineva de jos? De jos îi preia o colegă de-a mea. Ok. Bun. La revedere. Da. Sper să n-avem surprize. Nu, dar am înțeles că sunt din ăștia care n-au niciun fel de păvăț să nu cadă, să nu se arunce pe ele. Ei, cum nici nu se deschide ușa. Nu? O, perfect. Îi dăm drum. Suntem pregătite, da? Da. Mergem. Ne vedem, da? Ne vedem. E tot ok, da? Deci știi că mă ia cu inima. Deci când ești pregătită, ne acomodăm cu traseul, da. Cu balansul. Bun. Deci mă de interviu nu merge. E ok? Crezi că e ok? El? Mi-e frică cu băiatul la ușă. Nu cred. Doamna, că nu avem probleme. Dar totuși l-aș muta în altă parte de interviu. Hai să începem. E momentul să începem. Deci să vedem care sunt planurile tale pentru 2011. Măi, în 2011 trebuie să fiu de 10 ori mai bună decât în 2010, nu? Clar. Stai, nu zi bună să nu se interpreteze. Da. Trebuie să am succes.
ce să spun? Să ai mai mult randament decât... Da, noi anul ăsta am avut randament bun, ce să zic eu, am pornit bine. Dar întotdeauna ne dorim și mai bine. Așa este și eu sunt și genul ăsta de om, știi, niciodată nu e bine. Întotdeauna caut eu să ating perfecțiunea, așa? Asta nu e un lucru rău. Da, dar tu știi că nimeni nu poate să o atingă. Clar, dar ne perfecționăm. Așa este. Da, știi, îmi doresc foarte mult să fiu o echipă cu soțul meu. Pentru mine e foarte important și îmi dă atât de multă putere și încredere de nu-ți vine să crezi. Singură eram Ana Maria, doamna agent sexy, știi. Cu Laur e altceva. Cam asta ar fi cu familia. În rest, ce să-ți mai spun? Să spun că... Ce doresc? Îmi doresc ca soțul meu să antreneze. Nu să fie mult succes de conducere. Mersi. Oh. Paulo, ce se întâmplă? Deci asta pentru mine, de jur. Deci mi se face rău. Mie totul nu. Până aici. Totul până aici, că nu știu cum reacționez. Paulo. Ai văzut ce idee ai avut cu asta? Dar nu mă gândeam la chestii de-astea. Nici nu să vorbim. Hai că a pornit. Oh. Doamne, ce senzație! Deci hai să ne uităm în parc. Facem interviu așa, numai la cap. Paulo, ia! Stai puțin. Lasă-mă cu interviu. Deci mie mi se face rău. Eu sunt un pic claustrofobă, mie mi se face rău la chestiile astea. Mă ia cu călduri, așa. Vin vreun geam, trebuie să deschidem un geam. Asta mai trebuie, mai. Deschid și geamul ăsta, Lisa. Serios, de nu, mie mi se face rău. Stai. De Dumnezeu, e un geam. Deci nu vreau să mă uit în partea aia, hai, gata. Lasă. A, e deschisă la acolo un pic. Lasă. M-a luat amețeală. Ți-am zis eu când m-am urcat aici că cel mai groază mie de astea sunt au 1000 de ani vechime. Dar nu cred că o fi așa periculos, nu cred. Ba, nu. Eu încerc să mă încurajez acum. O singură dată am mers și eu cu telescaunul și m-am știut toată stațiunea. Mă sunt bine, și cu... Sperăm că... Măcar nu te mai sprijini de aia, vin numai așa. Da, chiar e, poate să fie periculos. Bine. Nu, ei, nu, lasă asta așa, bă. Hai, vină, stai mai așa. Că ține. Nu este... Stai, nu, deschide geamul ăla, deschide geamul ăla. Nu poți să dea... Mă ia cu rău. Să vomit. Deci mă ia cu rău, nu mai pot. M-a luat amețeala. Ține-te de asta, ține-te. Hai, stai liniștită. Mamă, da, deci dacă tu vezi unde am rămas, te-ai verzit, normal. Eu, deci, că nu mai știu ce să zic. Rețesc. Deci n-am un pic de apă aici. N-avem apă, n-am nimic, nici eu. Stai, mă, că trebuie să pornească, că doar nu sunt, n-avem noi ghinionul ăsta, ce dracu. E normal că pornește și tu, culmea, acum. Cât mai avem oare până jos? Cât să-l deștea, că tu ai ei numărat râzând când am urcat. Cabina 1, mă aude? 210, cabina 1, mă aude? Cine se, ce se aude? Vezi că ai pus ceva. Stați. Păi vorbește pe ea. Nu stați măcar să filmez. Ia și... Ia eu lui. Da, da? N-au nimic. Păi apasă pe ceva. Pe ce te zim tu, ce, pe ce trebuie să apăs? Cum, mă, că tu ai din asta? Lasă-mi dracu de filmat, că m-ai zăpăcit cu... Gata, m-a apăsat. Da, ce se întâmplă? Avem o problemă. Vă rugăm să rămâneți calmi. O remediem în câteva minute. O să vă rog să nu vă apropiați. Dar ce se întâmplă? Domnule, ce se întâmplă? O să vă rog să nu vă apropiați de uși. Extraordinar. Lasă puțin. Domnule, spune și nouă în cât timp veniți la... Vino mai așa. Stai, în cât timp veniți, domnule? Nu te... Că degeaba urli, că n-ai ce să fac. Lasă dracu filmarea aia, că m-ai zăpăcit. Mă, că trebuie documentat aici. Mie-mi vine rău aici. Procese. Da, mă, proces. Mie de proces îmi iarde. Mi-e și de ce am uitat. Uite ce gol e de desubt. Poftim? Arătă cântul mei? Asta era ultima. Arătă cântul mei? I speak Romanian. Nu fi româncă? Băi, da, asta e... La mănăstire, Ofelia. E clar. Asta ne mai La mănăstire. Ești ok?
Ha? Mai zice ceva stația aia. O cunoști? Păi mai înțeleg să facem ceva, dă un aibii de treabă, că nebunesc aici. Băi, tani... Domnule, ne auziți? Dar eu te întreb, cum am plecat noi așa singuri? Unde ăla de la... Am aranjat pentru filmare am... să fim, să nu fim prea mult. Prostia mea, că am zis să stăm liniștiți aici, să meargă interviul bine. Dar dracu de interviu, cum să pleci? Că nici ce dracu fac ăștia, ne lasă aici? Stai deschide puțin. Geamul ăla, că nebunesc! Nu deschide, deschide geasul așa. Lasă că e și fric, de nu mai pot. Deci uite-te puțin, că am paralizat de fric. Sună telefonul. Alo? Bună, Ina! Răspătă, Ina! Încă te știu cum de ce... Ei, ei, ei! Termina! Ei, stai! Să-mi sară cu mine! Băi, băi! Să-mi sară cu mine! Deschide dracu geamul ăla, că mi-e rău! Băi, stai mă puțin! Show me the money! Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! Mamă, băi! Îți dau telefonul meu, sună după cineva, sună să ne scoată dracului de aici, că murim aici! Băi, te... Nu... Băi, n-ai telefonul! Băi, nu mai fi poate nevară probleme! Deschide ușa! Dai! Deschide ușa, mă! Deschide ușa, ești rădinos că nu pot, dar orice facem acum, deschide ușa! Nu trage, dă-te maca! Bă, nu trage! Bă, ne, vină la scărică! Nu cheamă pe asta! Fă-te jos, deschide! Nu, lasă! Dă-te să... Băi, vină, băi, cu aia! Du-te și eu, dar liniștește-te! Deschide ușa, că-mi vine rău, tu nu înțelegi că mor aici? Dă-i liniștește-te și mor aici! Și mama-l vin! Ai răbdare! Ai răbdare! Băi, băi, ce dracu faci? Hei! Hei! Lasă-i! Lasă-i că vin ei! Dar de ce țipați? Că nu... Băi, deschide ușa aia? Oh, Romeo! Ok, stai liniștit! Tu ești Romeo! Băi, nene, unde-s telefoanele? Deci fii atent! Ești nebună? Deschidem ușa, poate ne aude cineva țipa! Cum să deschizi ușa? Băi, fă-t-o! Nu, 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 băi, puțin, uite-te! Ce se vede? Și să mă iară! Pune-o decât voi! Oh, baby! Stai! Ia vezi, vezi ce e, vezi! Nu, în mare bateria asta, cred. Tu stai acolo! Da, ia, taci! Vezi la asta să-mi plece dracule. Alo? Ne auziți? Helicopterul e deasupra voastră! Nu va nimic! Unde sunteți? Dracu de helicopter, nu stai, arți! Nu vă văd! Deci nu e nimic ăștia, își va joc de noi. Ba da, stai, că trebuie să fie. Dar se aude ceva, dracule, o pică asta cu noi. Nu pică nimic, stai puțin. Să morde, se aude ceva. Unde sunteți? Unde sunteți? O să ajungă pe telecabină un salvator. Ok. Toată lumea e ok? Da, toată lumea e ok, așteptăm să veniți. Gata, e ok, stai liniște să vină, nu să vină. Da, vin, hai doctor, gata. Ok. Lasă-o în pace. Nu mă strâng de gâta asta. Băi, nene, deci noi vă auzim, dar noi nu vă vedem. Tu-i vezi? Da, dracu, că nu văd nimic. Dar voi unde sunteți? De unde veniți voi? Unde sunt ăștia? Băi, voi ne auziți pe noi? Deci taci din gura asta, taci din gura în cap. Au venit. Băi. Hai să ne scoateți de aici! Băi, te rog eu! Băi, gata, sunteți toți în regulă? Da! Deci ține-l asta aici, dă-te ușa asta de aici! Sigur! Gata, poți pleca! Hai, mă, dați cara jos! Stai puțin, că lasă cade pe noi! Hai, deschide-o asta! Hai, lătă-i!
Da. Haide să jos scara. Măi, nene, mă lași cu filmarea, ești bolnav? Hai să dau scara. Hai să dau scara asta odată. Da. Băi, ușor. Lasă. Lasă-mă cotoia jos. Dai. Lasă-o. Mă, de aici, că... Hai să-mi... Băi, lasă-o să dau jos eu. Lasă-o așa. Mă, de asta n-o poate. Sunt bine, mă? Da, haide să ne scoateți. Sigur? Și gravida, copilul? De asta. Unde gravida? Ce gravida, băi, ești cu fac? Unde sunt, mă? Ce gravida, ce gravida? Băi, ați dat drumul gravidei? Băi, domnule! Invalida aia cu gravida, unde? Deci noi nimeni sunt doar ăștia de la spital, da? A zis că nu se întâmplă nimic? Au vrut să deschidă ușa de la telecabin? Băi! Unde dracu m-ați trimis, mă? M-ați trimis în altă parte! Aici nu e nicio gravidă, nici un copil, nici bătrân, nimic! Seamă pe aici! Nene. Să ne scoată dracu pe noi! Băi, nene, scoate, vorbește! Băi, hai, ridicați-mă, veniți la voi! Băi, dă-mi ea să vorbesc cu ăsta! Deschide să vorbesc doamne, eu cu ei! Doamne, avem niște reguli aici, da? Băi, tu și cine sunt eu? Doamna Prodan, eu știu să ce faci, mă, aici, mă? Băi, nene, așa, sunt bolnav cu capul! Iar tu zici mie că am venit să fac interviu, p***i! Nu-ți vierați la mine pentru că am niște reguli pe care trebuie să le împăr! Băi, nene! Mă-ți ies dracului! Să se ducă, măi! Eu am un om, o gravidă și un copil pe care trebuie să-i salvez! Nu te băga, că nu mă bag în transferurile tale! Lasă-mă, dracu, în pace! Nebun eu! Eu am plecat și mă duc! Băi, tâmpitule! Nu ne lăsa aici, domnule! Băi, nebunule! Să nu ne lase aici! Să se ducă, băi, nene! Deci știi că și răcesc acum. Am pus și o mâină pe față cu din asta. Lasă-te de zbărăceală, te vinde să nu picăm dracu de aici. Mamă, la, te rog, eu nu mai zice de asta. Nu mai vreau nici să se... De jur, când îi mai văd și pe ăștia, vine să dau buzele. Ce faci asta aici? Puși! Băi, du-te, mă, dracu, te de prost. Las! Băi, mai bine te căcai pe tine și pe asta. Dă-i, mă, puși, baby! Băi, ne. Băi, ăștia sunt niște cretini, mă. Bă, dar știi pe cine cășun acum? Polnați, deci sunt. Puși! Bă, ăștia s-a dezbrăcat? Nu ți-a rușine, mă, nesimțitule, așa puțin? Ce dai face asta acolo? Deci, te rog. Deci nu mă, asta nu vreau. Asta e ultima, fie să vomit. Mi-e rău. Mai și du-te ca dracu, nesimțitule. Băi, du-te mă dracu de tâmpitul. Du-te mă dracu, că dacă îți dau doi pumne acum, tâmpitule ce ești. Ce dracu fac ăia de numai din să ne scoată de aici? Noi nu vă vedem, noi doar vă auzim. Hai, domnule, odată, că murim aici. Ia stai, scăte puțin. Unde dracu sunt ăștia? Voi... Ok, suntem deasupra noastră, că noi nu putem să vedem absolut nimic aici. Unde sunt, frate, deasupra, că nu văd nimic? Păi eu i-aud, dar nu-i văd. Dar ne vedeți! Ok! Ei! Nu! Gata, au venit, trebuie să... Aola, am crezut că... Hai, nene, hai! Scoate-ne de aici odată! Puțial aici! Dați-mi scara! Deci nu cred așa ceva, are cretinul ăsta. E cretinul ăsta. Hai cu scara, hai! Hai, pune-o aici. Hai, lasă-o așa. Hai! Băi, lăsați-o naibii de treabă! Hai să ne scoată în cabina 1, măi, oameni buni! Hai, domnule, lasă-mă în cabina, scoate-ne de aici odată! Aici trebuie să vină colegul meu și eu trebuie să merg în cabina asta. De ce ne refolăm de la început, dar nu fac o criză de nervi! Liniște, liniște, trebuie să respectăm niște reguli și haideți să le facem cum trebuie, da? Da, scoate-ne de aici! Deci dăm stația ta! Cu ce, pe cu cine vă? Cine te-a trimis? Doamna, vreau să știu! Dacă zbirați, nu rezolvăm nimic! Deci mă întreb pe eu, mine dacă eu vă rog să nu vă băgați în treaba mea! Nu, eu te întreb pe tine! Eu vă rog să nu vă băgați în treaba mea! Uite că îți dau stație de asta în cap! Îți spăl capul! Băi, oameni buni! De ce m-ați adus? Sunt nebuni ăștia aici! Doamne, mi-e rău! Vă rog, liniște! Nu mai comentează nimeni! Hai, lasă. Sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm și trebuie să le facem așa deci cum trebuie, da? Da, hai. Sunt bătrâni? Nu! Băi, nene. Copiii bolnavi sunt? Unde, doamne, unde?
cum? Dacă toți sunt aici, sunt aici să vă salvez, okay, da? Ok, hai. Hai. Pe cine? Haideți, îl luăm pe ăsta, că e bolnav. Hai. Băi, vină după mine. Haide. Și faci numai ce-ți spun eu, m-ai auzit? Dar nu se leagă cu nimic sau cum? Îl leg eu aici sus, că aici am toate cordeline și tot ce trebuie. Hai, hai să-l ajutăm. Pe primul! Atenție, trimite partea pentru primul! Hai, domnule, dar repede, hai, să nu cădem! Hai, încet! Stai, domnule, unde pleci, măi? Liniște, liniște! Vă rog să coborâți să-l ajutați, că e bolnav! Hai, 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 urm, vecinul, ușor, mătii! Ușor, 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 pe așa se spun hamul, hai, ușor! Băi, stai, ușor, ai grijă! Hai, ușor! Aveți grijă, ai grijă cu el! Dar dracul, să te prind! Stai, mă, că spun hamul! Băi, băi, stai! Nici măcar n-am pus mâna pe el. S-a aruncat ca dracu, i-am zis să stea să-l prind cu hamul și s-a aruncat dracu de el. Băi, ți-am zis de aici să-i pui alea? Nu era normal de aici să-i pui alea? L-ai omorât! Mother shit! Cine a omorât? Cine pe cine a omorât? Dumneata pe omul ăla! Voi nu ați văzut, mă, cum a deschis ușa? Am văzut cum a deschis ușa și nici n-am pus mâna pe el, nici n-am... Adică l-am omorât eu! Ăla a deschis ușa! O dă-mi dracu așa că a deschis ușa și s-a aruncat în... Băi, haideți să o facem așa și gata. Te rog, dăm stația. Nu aveți nicio dovadă. Te rog, dăm stația să vorbesc eu cu cineva. Dă-ne stația. Nu pot să lași acolo. Băi, omule, poate la trăiește. A plecat. Ascultați-mă. E gata, e în regulă. Haideți să o dăm așa și gata, mă. O lăsăm că s-a aruncat. Nebun, nu e sănătos la cap. Te aruncat, dar aruncă-te cu cap. S-a aruncat ca nebunul și gata, uite, mergem acum, ne ducem în jos și gata. Oricum, nu aveți niciun fel de martori. Eu zic să cădem la înțelege dacă nu deschide acu ușa și vă anunț și am terminat-o cu totul. Gata, gata, domnule, hai să ne calmăm, să vedem cum ajungem jos. Nu! O facem așa? O facem așa? S-a aruncat! Echipajul 1, noi suntem în drum, venim spre sosire. Am un nebun care s-a aruncat, a deschis ușile și s-a aruncat. Da, am martori aici, sunt cu mine și toți știu că s-a aruncat. Nu, n-am putut să-l mai salvez. Să trimită pe cineva, spune să trimită pe cineva după el. Să pe cineva, dar s-a aruncat. Și tu, Brutus? Uite că, uite, funcționează și telecabina asta. Nu știu să mai vorbesc. Mă poate frig. Că și asta parcă a fost blocată, nu?
Nu mai știu ce a fost. Uitam, blocat, vreau. Nu, nu, cât mai avem de aici? Mai avem mult de aici? Sunt curcat. 50 de metri, 100 de metri maxim. Și aici, câți oameni erau în cealaltă cabină? Mai putem să adică. Ia să vedem cât sunt aici. O persoană aici. Ce se... De ce n-au primit? Să vii la rumb, uite așa, peste tot.